După ce au documentat și probat activitatea infracțională a administratorului unei firme din Vidra, ce avea însă sediul social în municipiul Giurgiu, polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor au făcut miercuri două percheziții domiciliare în Sintești, sprijiniți de colegi de la Serviciul de Acțiuni Speciale Ilfov. Cu această ocazie au fost puse în executare trei mandate de aducere. În urma cercetărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că administratorul unei societăți comerciale, care avea ca obiect de activitate reciclarea deșeurilor neferoase și feroase, prin activitatea infracțională a prejudiciat bugetul de stat cu peste 7 milioane lei. Tânărul a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru evaziune fiscală, iar polițiștii îl vor prezenta judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.